stocuri de armă la Galați. S-a întâmplat duminică, weekendul trecut. Practic, ce s-a întâmplat? Din ce am citit pe publicația ProLeader FM, pe Facebook-ul lor, și căutând pe internet, pe Google, mai multe informații de la alte publicații media, pe care, din păcate, nu le-am găsit, ca să aflu mai multe detalii ce s-a întâmplat acolo, vă spun ce titrează ProLeader FM și care sunt concluziile personale. O să vă spun și părerea mea la final. Deci, am primit acest pont de la unul din urmăritori, îi mulțumesc pe această cale. Ce spune ProLeader FM? Că a fost reținut pentru 24 de ore bărbatul din Galați care duminică a tras cu pistol la 2 pași de secția 1 poliție pe strada Dr. Alexandru Carnabel. Incident grav despre care ProLeader FM v-a informat în exclusivitate încă de aseară. Bun. Ce spune poliția? Polițiști din cadrul ASP s-au deplasat la fața locului și au stabilit că cele sesizate se confirmă, adică focurile de armă, da? Fiind identificat un bărbat de 37 de ani din municipiul Galați, care pe fondul unor discuții în contradictoriu purtate cu un alt bărbat ce urmează a fi identificat, ar fi efectuat un foc de armă în plan vertical cu un pistol cu proiectil de cauciuc. De asemenea, din verificare a rezultat că ăsta era posesor legal de armă de foc. Această informație, practic mesajul purtătorului de cuvânt de la IPJ Galați, apare pe toate site-urile pe care am citit eu, undeva vreo 6 sau 8 la număr. Mai departe, ProLeader FM vine și plusează și completează cu următoarele. Din informațiile noastre, nu ar fi vorba de o ceartă banală cu o altă persoană, ci de o răfuială pe fondul unui conflict mai vechi. Se pare că bărbatul care a tras cu pistolul a fost atacat la domiciliul de pe strada Dr. Alexandru Carnabel de mai mulți indivizi, care ar fi încercat să intre în curte în momentul în care acesta a tras cu pistolul în aer pentru a-i speria. Bun. Hai să vedem că foarte multă lume bănuiesc că este contrariată de faptul că, uite, domne, ăsta ar fi tras în legitimă apărare și totuși l-a reținut poliția. Hai să vedem dacă, într-adevăr, a fost uz de armă în legitimă apărare sau nu. Din păcate, nu am reușit să găsesc mai multe detalii, mai multe informații cu privire la acest incident cu arma din Galați și de aceea o să mă rezum doar la ceea ce am primit pe WhatsApp de la urmăritorul meu, adică postarea celor de la ProLeader FM. Deoarece numitorul comun al tuturor site-urilor media care au discutat despre acest subiect este afirmația și comunicatul de presă al IPJ Galați, o să-mi exprim un punct de vedere juridic personal, deci o interpretare a legii personale pe baza afirmațiilor IPJ Galați. După aceea o să mă exprim cu privire la ce afirmă ProLeader FM cu privire la informațiile alea suplimentare pe care le-ar avea ei. Deci, din ce a afirmat IPJ Galațiu, da, bărbatul, pistolarul nostru, ar fi avut o discuție contradictorie cu altă persoană, deci s-a certat, da, cu altcineva și a scos pistolul și a tras. Evident, în această situație, uzul de armă nu este deloc legal. Și, într-adevăr, dacă lucrurile cu adevărat așa au stat, pistolarul nostru, pe bună dreptate, a comis infracțiunea de uz de armă fără drept. Uz de armă neletală din categoria celor supuse autorizării. Faptă prevăzută și pedepsită de articolul 343, alineatul 2, codul penal. Nou cod penal. Bun. Hai să mergem pe... Deci, ca un sfat, oameni buni, stimați posesori de arme de foc, letale, neletale, spus autorizări, nu contează. învățați, sfint, cu sfințenie, uzul de armă și legitima apărare și starea de necesitate. Pentru că, sub imperiul emoțiilor de moment, puteți greși, puteți comite greșeli care vă vor afecta viitorul. Hai să mergem mai departe și să analizăm cele două ipoteze pe care eu le-am identificat din acele informații suplimentare pe care ProLeader FM susține că le-ar avea. Reiterez ce spun ei. Din informațiile noastre, nu ar fi vorba de o ceartă banală cu o altă persoană, ci de o răfuială pe fondul unui conflict mai vechi. Se pare că bărbatul care a tras cu pistolul a fost atacat la domiciliul de pe strada Alexandru Carnabel de mai mulți indivizi care ar fi încercat să îi intre în curte în momentul în care acesta a tras cu pistolul în aer pentru a-i speria. Bun.
Eu aici am identificat două ipoteze. Ipoteza în care ăsta a tras cu pistolul doar a tras cu pistolul în momentul în care i-a văzut pe aia că i-a intrat în curte, și ipoteza cea de-a doua în care ăia, după ce i-au intrat în curte, l-au atacat. Cea mai clară ipoteză este cea pe baza, formulată pe baza comunicatului IPJ Galați. Dar hai să mergem pe prima ipoteză din afirmațiile ProLider FM. Deci, ăștia spun așa. Bărbatul ar fi fost atacat la domiciliul de pe strada Alexandru Carnabel de mai mulți indivizi care ar fi încercat să intre în curte în momentul în care acesta a tras cu pistol în aer pentru a-i speria. Bun, am o cojiță în nas, nu mă scopesc în asta, zici. Ok, prima ipoteză. Pistolarul nostru este în curte și îi vede pe aia sau vede pe cineva că îi sare gardul și intră în curte și trage un foc de armă în plan vertical sau într-o direcție sigură. În această situație, uzul de armă este ilegal. Ce faptă săvârșește ăla care ți intră ție în curte în mod ilegal? Violare de domiciliu, pentru că pătrunde fără drept într-un spațiu împrejmuit ținând de domiciliul tău. Bun. Dacă nu te atacă, nu este nu există legitimă apărare, nu ai motiv să tragi cu armă. Bun, hai să mergem pe articolul 19, codul penal, să vedem ce spune și cum sună legitima apărare din punct. Cum este ea definită și ce condiții trebuie să fie îndeplinită. Baza legală, articolul 19, codul penal, aliniatul 2. Este legitima apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Aliniatul 3. Se prezumă a fi legitimă apărare în condițiile aliniatului 2, acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependență sau loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale, ori în timpul nopții. Nu vă grăbiți să trageți concluzii, să spuneți, păi da, domnule, avea tot dreptul să tragă, că uite, i-au intrat ăia, spune, era legitimă apărare, clar, că zice, se prezumă a fi legitimă apărare, da, dacă ți intră în curte. Nu. Cei mai mulți oameni greșesc dacă trag această concluzie. Hai să citim invers. Se prezumă a fi legitimă apărare, virgulă, în condițiile alineatului 2, virgulă, acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta, aici vorbim de locul împrejmuit, da? Curtea domiciliului, să pătrundă cum? Fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale sau în timpul nopții. Cei mai mulți dintre voi, celor mai multor dintre voi, o să le scape din vedere ce se află între cele două virgule. Vă mai citesc o dată. Se prezumă a fi legitimă apărare, virgulă, în condițiile aliniatului 2, virgulă. Acela care comite fapta nu ne interesează. Da? Deci, pentru a putea trage cu arma atunci când ne intră unul în casă, trebuie să se întâmple, să fie îndeplinite condițiile aliniatului 2. 2. Ok? Din articolul 19, cod penal. Care ce spune articolul alineatul 2? Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a îndepărta un atac material, direct, imediat, injust și care pune în pericol persoana sa sau altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Deci, nu este suficient să-ți intre ăla în curte sau în casă pentru ca tu să ai dreptul să tragi cu arma în el sau, în fine, să tragi cu arma. Trebuie să se îndeplinească condițiile de la aliniatul 2. Adică ăla care ți-a intrat în curte sau în casă să te atace. Da? Bun. În mare, în condițiile aliniatului 2. Deci să existe un atac al celui care ți-a intrat în curte, cum? Fie fără drept, fie prin violență, adică îți forțează ușa, da? Automat este și fără drept, prin viclenie, da? Te-a păcălit că e de la gaze și ți-a intrat în casă să te prăduiască. Prin efracție, ți-a spart geamul, ce tra ușa, bă? Sau alte asemenea modalități nelegale, ori în timpul nopții. Ok?
îți sare în curte în timpul nopții, folosindu-se de întunericul nopții pentru a nu fi văzut și recunoscut și identificat. Da? Deci, pe lângă faptul că alineatul 3 are o sumedenie de condiții care trebuie îndeplinite atunci când îți intră unul în casă sau în locul împrejmuit ținând de domiciliul tău, trebuie să fie îndeplinite și condițiile de la alineatul 2, adică să existe un atac, adică ăla care îți intră în casă sau în curte să te atace. Și o să spuneți, bun, dar nu i-a atacat, nu l-a atacat pe pistolar. I-a atacat drepturi, spune de drepturile acestora. Bun, despre ce drept vorbim aici? Despre dreptul de proprietate. Dar atenție, nu confundați afectarea, noțiunea de afectare a dreptului cu noțiunea de atacare a dreptului. Pentru că legitima apărare, în mod ciudat, nu știu de ce, spune să existe un atac, deci un atac care să pună în pericol ori persoana, ori drepturile ei, ori un interes general. Și apărarea să fie proporțională cu gravitatea atacului. Ok? Deci, ăia sau ăla care i-a sărit în curtea casei pistolarului, prin simplu fapt că i-a sărit în curte, nu l-a atacat. Ți-a sărit în curte. Tu l-ai văzut, hop, ai scos pistolul, poc. E legal sau nelegal? Este nelegal. Ai făcut uz de armă fără drept. Că ăla, când te-a văzut, probabil că a încremenit. M-a văzut, nu s-a aștepta să fie acasă. Și eu, și tu, ai scos pistolul, poc. Ai tras. Uz de armă fără drept, vei fi condamnat. Luăm a doua ipoteză. Ipoteză unde, din păcate, în opinia mea, există foarte multe zone gri. Recitesc. Se pare că bărbatul care a tras cu pistola a fost atacat la domiciliul de pe strada Dr. Alexandru Carnabel de mai mulți indivizi. Eu vin și pun următoarele întrebări. A fost atacat unde mai exact? În fața casei? Spune, a fost atacat la domiciliul. Adică ei deja erau în casă la el sau cum? Erau deja pe proprietatea lui? Erau în curte și l-au atacat acolo? Deci pătrunseseră să înțeleg că i-a invitat în... Nu știu, au pătruns legal la el în curte și pe bază unor discuții contradictorii, spiritele s-au aprins și ăia l-au atacat, au sărit la gâtul ăsta. Că nu înțeleg. Aceste aspecte trebuie lămurite clar ca să putem să ne facem pentru ca anchetatorii și opinia publică să poată avea o părere, o imagine cât mai clară a ce s-a întâmplat acolo ca să poată trage o concluzie corectă. Corectă în special din punct de vedere juridic. Deci eu nu înțeleg. Pentru mine este neclar. Bărbatul care a tras cu pistola a fost atacat la domiciliul de pe strada Dr. Alexandru Carnabel de mai mulți indivizi. A fost atacat de ăia. Deci pentru mine e o zonă de gri. Virgulă. Indivizi care ar fi încercat să-i intre în curte moment în care acesta a tras cu pistolul în aer pentru a-i speria. Păi aici nu se leagă cronologic. A fost atacat la domiciliul lui de niște indivizi care au încercat să intre în curte. Păi cum a fost atacat la domiciliu dacă... Ca să fie atacat la domiciliu, eu înțeleg că trebuie să am deja indivizi în curte. După care vii și îmi spui care au încercat să intre în curte. Deci să înțeleg că n-au reușit să intre în curte, doar au încercat, dar cum s-a produs atacul? Cum l-au atacat până la urmă? E, astea sunt niște întrebări care s-au născut din această afirmație. Motiv pentru care, stimată echipă, ProLeader FM, nu știu, cred că e din Galați publicația asta, online, etc. Data viitoare, sfatul meu juridic, prietenesc, cetățenesc, cum vreți voi să-l luați. Data viitoare, când mai faceți afirmații, căutați să vă exprimați în așa fel încât să oferiți publicului cât mai multe detalii și cât mai multe informații. Dacă nu le aveți, nu le oferiți. Lăsați doar comunicatul IPJ-ului. Pentru că voi probabil ați vrut să ieșiți în evidență prin faptul că aveți voi nu știu ce informații mai multe decât ceilalți. Și uite, informațiile voastre pe care susțineți că le aveți suplimentar se pare că nu sunt chiar atât de calitative și de bune și de exacte. Sau poate nu v-ați exprimat voi exact, corect. Deci eu asta înțeleg. Deci, deja, deci l-a atacat la domiciliu,
Iola a fost atacat la domiciliu, deci unii care au încercat să intre în curte. Pe cum vine asta? Deci, cum ar veni, eu sunt în casă, pe mine mă atacă în casă cineva care încearcă să-mi intre în casă, nu? Deci, nu are logică. A fost atacat în fața imobilului. Dau un exemplu. Poate că lucrurile au stat în felul următor. Ăsta se afla pe strada Dr. Alexandru, cum îi zice Carnabel, în fața imobilului său. Și pe stradă a avut loc atacul, da? Deci dacă mergem pe ideea asta, atacul a avut loc pe strada Dr. Alexandru Carnabel, în fața imobilului său. Moment în care pistolarul s-a retras, atacat fiind, s-a retras în curte, în curtea imobilului, da? A închis poarta după el, iar atacatorii au sărit în curte, da? Să vină după el, să-l bată în continuare sau să termine, să ducă la bun sfârșit, să finalizeze atacul. Moment în care ăsta a scos pistolul și a tras. Într-o astfel de situație, lucrurile se schimbă. Optica este cu totul alta. Dar și aici, detaliile fac diferența. Întrucât nu avem de unde să știm exact cum au stat lucrurile, eu personal o să mă rezum la afirmații, la informațiile oferite de IPJ Galați prin comunicatul lor. Și anume că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, pistolarul nostru a scos pistolul și a tras un foc de armă în plan vertical. Ei bine, în această situație este fără dubiu faptul că al nostru pistolar a săvârșit infracțiunea de uz de armă fără drept. Stimați posesori legali de arme de foc, de apărare, pază sau autoapărare, autocontrolul este un element crucial și extrem de important în cazul tuturor posesorilor de armă, indiferent de destinație, dar cu atât mai mult al acestor destinații, din care fac parte și eu. Deci, atunci când suntem posesori de armă de foc și mai ales avem și arma asupra noastră și nu putem evita apariția unui conflict verbal cu o persoană sau mai multe, încercați pe cât posibil să nu escaladați conflictul verbal, să devină fizic. Încercați să-l aplanați. Iar dacă există posibilitatea, întotdeauna, repet, întotdeauna recomand să faceți imposibilă să înăbușiți practic din fașă apariția unui conflict, chiar și de natură verbală. Pentru că nu știi cu ce tâmpit ai de-a face, nu știi cât de repede îi sare țandăra și nu știi dacă este înarmat și ce pregătire are cu acel obiect. Nu știi până unde este dispus să meargă. Nu știi dacă este genul totul sau nimic. Ăștia sunt cei mai periculoși, pentru că pentru ei nu contează că merg la pușcărie sau nu. Ori mor ei, ori mor tu. Totul sau nimic. Ei bine, mult, enorm de mult calm trebuie să avem în astfel de momente. Eu am fost Brad Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru timpul acordat urmărindu-mi acest material video. Dacă sunt printre voi, urmăritorii mei, gălățeni și aveți informații cu privire la ce s-a întâmplat în această speță, mi-ar plăcea să mă informați și pe mine, să-mi spuneți ca să am așa o idee cât mai clară asupra ceea ce s-a întâmplat acolo. Doamne ajută, numai bine și nu uitați, respectați legea. Ciao! Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of